Deci eu, fiecare dintre noi... O deci, să se cheamă rubrica Bad Jokes. Și o să vedeți voi ce ce vorba. Și acum aici, că nu vreau să vină la podcast. Așa, dar tu vrei, da, exact. Așa. Deci, fiți atent. Eu deci, zic prima, Venice, prima da? Glumă, deci e super tare. Stai o secundă, stai o secundă, stai o secundă. Da. Stai o secundă, stai o secundă, stai o secundă. Prima începe Venice. Da, fii eu începe Venice. Gata. Deci m-a inspirat prietenul meu, Braden. Deci, Braden, da, e spopul tu, da? Fii atent. Deci un prieten... Stai un leac, stai un clip. Tu zgura, mă, stai o clipită. Uite ce mult am făcut cu... Ai, mă, Sergei, că eu ziceam aici bancu! Deci am gluma și tot ce faci? Stai o clipă. Să te fut în gură! Animal! Asta o... Ia să vedem. Hai, 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 hai să vedem. Ok. Așa, deci, rubrica Bad Joke. Începe Anisia. Da. Deci vreau să zic că eu am fost inspirată de prietenul meu. Mi se pare super tare. Deci era un prieten sau gluma? Prieten. Și... și... Deci eu veneam de la bani și la un moment dat un prieten de-al meu... Un prieten. Unul dintre prietenii mei. Încearcă să-mi dea o palmă la fund, știi? Și eu n-am vrut că eu veneam de la bani. Și i-am zis la animal, băi, stai că... Nu mai trage palme peste fund, i-am zis eu, știi, cu intonație, la care el îți face, de ce? De căca violent? Hai, deci am așa, Fernando, tu sau eu? Zi tu, hai. Deci, gaciu care a venit prima dată cu expresia apa trece pietrele rămâni, sigur avea apa la rinichi. Asta e standardul? Asta e baremul? Asta e, da. Okay. Patre ce pietrele rămâni, sigur avea apa la rinichi. Asta e standardul? Asta e baremul? Asta e, da. Ok. Zi. Știi cum torturezi un taximetrist? Da. Îl obligi să conducă. Regulamentar. Băi, dar știi cum e asta? E un fel de râs ca prost, dar benzină foarte proastă. Nu mai proastă, da. Cred că am făcut vin roșu în gât, pentru că am o tuse foarte seacă. Inteligent. Culmea ghinionului, să-ți amputezi piciorul la o săptămână după ce l-ai tatuat. Știi care e culmea norocului? Da. Să nu-ți fi plăcut tatuajul. Ați observat că Wikipedia parcă e de genul feminin, parcă e nume de femei și îmi pare și normal, parcă prea le știi pe toate. De ce persoanele mici din statură se îndrăgostesc mai greu? Pentru că, dracă, dragostea e în aer, ele nu ajung la ea. Știi cum recunoști un cămin de fete într-un campus? Ah. Sunt mai mulți băieți la intrare. De ce Mircea Badea a fost gâscă în lupta cu luptătorul K-1? A fost bătut de ea, a mers fulgi. Ea să-i fulgi, mă. Am mers la magazin să-mi cumpăr un cor. Știam că acolo vinde o vacă. Asta e bună. Poți să-mi frumut. Poți să-i dai lui Sergei, lui ai umor. Ce mai colecționez, iPhone-ul disparte. Pentru că sunt pasionat de vitralii. Care este ciorba preferată a canibalilor? Ciorba de verișoare. Cum merge relația între doi homosexuali? Ca unsul. Vorbesc serios! Atâta să pot. A, fii atent! Vaginul... Vaginul de moldoveancă e ca un cățel San Bernard. Are fălci lăsate, băloase și tot timpul stă cu un butoi de vin sub ea. M-am gândit două ori. Mă, știi că s-a mernat.
ajutor divin înseamnă subvenții pentru viticultură. Stai, cum? N-am înțeles. Ce? În Moldova... Ajutor divin înseamnă subvenții pentru viticultură. A, divin, ah, ajutor divin, știi? Adică de la Dumnezeu. Divin, mă, dar seama că divin știa. Adică nu-i divin. Aleluia, uite, aleluia. Vrea copilul lui Alex Velea să facă după ce face nunta. Majoratul. Da. Serios? Wow. Cine a zis că sănătatea e mai bună decât toate? Clar, era virgin. Bună. Bă, dar ce spune asta? Ce ascultă femeie bătută în vas lui? Bătută. Nu, heavy metal. Black Eyed Peas. Că mă gândeam la negri, știi? La negri, marș, greși. Heavy metal. Heavy. Eu am luat doar culoarea negru de rog. S-a făcut o nouă aplicație pentru hramurile de la țară. Instagram. Cine a zis că la biserică lumea se roagă cu credință, clar nu zbura niciodată cu avion. Oh, da. Eu nu mi înțeleg scrisul. Asta e cea mai bună ta. Eu nu mi-am podobit bradul de Crăciun, ci prietenul. Nu, eu mi-am împodobit prietenul, pentru că e înalt ca bradul. Asta e. De trei ori. Trei ori sunetul ăsta. Atunci când fac grătarul, mă simt exact ca pomul haci. Ard mici. A fost la schi și mi-a rupt piciorul. De atunci port părul crilionțat, că mi-e frică să mă dau cu placa. Mă tai atât de grasă că atunci când am fost cu ea într-un bar și mi-a zis că băutura e și ea mi-a zis că băutura e. Mă tai atât de grasă că atunci când am fost într-un bar cu ea și ea mi-a spus că băutura e din partea casei, am crezut că e din partea ei. L-am întrebat pe prietenul meu, cum ți se pare că sunt? Sunt frumoasă ca mama natură sau urâtă ca baba Cloanța? La care el îmi zice, puțin din amândouă, adică, ești urâtă cu crengi. Fii atent, asta e super bună. Bine, hai. Ce făcea Charlie, ce tip de mâncare făcea Charlie Chaplin toamna? Charlie Chaplin. Da. Zacuscă de ghete. Zacuscă de ghebe. De ghete. Dar voi nu știți filmul ăla când el mânca, își mânca ghetele. Bine, asta cred că merge în mascris, dar nu. Îmi place atât de... Băi, dar ia pleacă tu din lângă noi, că băi... Hai, zi! Am văzut ieri o fată care în timp ce spăla farfuriile era foarte bucuroasă. Practic, spăla veselă. Veselă. Ah. E bună. Întrebată de ce are un sat la... Zi, deci o zis patru la rând și nu m-a sat acum când rebată de ce a renunțat la misiei, Alina Prugarul a spus, prea aș băteau pula de mine. Cum se numește femeia care își ascundă mai mulți amanți în casă? Albă ca zăpada și cei șapte pitiți. Pitiți. Aaaa, asta e bun. Da. Bun. Fii atent, câte tipuri de tor există în vas lui? Trei. Băutor, violator și martor. Și râgâitor. Iubita, ce vrei să-ți cumpăr de ziua ta? Nu știu, surprinde-mă. Așa că nu i-am luat nimic. Mamă, ce surprins-o fost.
muncește până când nu mai ai nevoie să te prezinți. Mia Khalifa. Stai că eu nu știu. Ea triță promo, nu? Muncește până când nu mai ai nevoie să te prezinți. Ăsta e sloganul ei. Păi cum nu-ți prezintă la mare? Nu, mai era o vorbă. Adică să ajungi așa de cunoscut, încât să nu mai trebuia să te prezinți. Te știi toată lumea.